a fost anulată printr-o sentință a Tribunalului Cluj în data de 6 aprilie 2012 și care a constatat atribuirea de către Consiliul Județean al Serviciului de Transport Public de Persoane de perioada 2008-2012 ca fiind făcută cu ilegal, cu favorizarea unor clienți de partid. Și Tribunalul Cluj a hotărât ca să fie anulate toate prevederile acestei hotărâri la care se face referire și realocarea rutelor respective pe baza unei proceduri legale și cu concurență reală. De ce vreau să ridic acest subiect? Nu doar că pentru a demonstra modul în care o instituție publică lucrează nu în serviciul cetățeanului, ci pentru clientela de partid, ci și faptul că cetățeanul, în loc să beneficieze de cel mai confortabil și cel mai ieftin mijloc de transport, beneficiază de ceea ce își doresc conducătorii Consiliului Județean și, în plus, din banul cetățeanului, care pe lângă biletul de transport pe care și l-a plătit în zilele când a circulat pe traseele respective, acum o să plătim și daunele pe care le cer firmele păgubite în procesul de selectare și atribuire a traseelor. Fiindcă sunt convins că nu s-a făcut conducerea Consiliului Județean banii de acasă și o să-i plătească din banul public al Consiliului Județean. E vorba de traseele Alba, Blaj, Cetatea de Baltă, Blaj, Bălcaciu, Cetatea de Baltă, Sebeș, Cuț, Sebeș, Prin, Roșia de Seca, Sebeș, Cuț, Adoștan, Aiut, Teiuș, Alba, Sebeș, Lancrăm, Alba, Sebeș, Prin, Ohaba, Sebeș, Prin, Vinga, deci sunt mai multe, dar o să vi le spun pe toate, sunt în zona Teiuș, Aiut, Sebeș și Blaj, aceste trasee care Tribunalul Cluj a constatat că au fost atribuite prin nerespectarea legii și au cerut anularea atribuirii acestor trasee și, în afara cheltuielor de judecată, vor trebui să plătească și pagubele pe care le vor cere firmele care au fost păgubite în urma acestei alocații preferențiale către clienții politici a traseelor respective. Atât am vrut să vă semnalez.